Salut, prieteni! Am pregătit pentru voi un nou episod cu lupte rare cu animale. Sigur nu ați mai văzut aceste momente, așa că puneți un like și să începem! Struțul se uită în jur precaut, de parcă simte pericolul care se apropie. Nu degeaba și-a făcut griji, căci aproape de el se ascundea o leoaică. Struțul începe să fugă, dar e prea târziu. Momentul atacului nu a fost filmat, prădătoarea deja ținea de gât pasărea. E imposibil să se opună. Foarte rapid, struțul s-a transformat într-o bucată savuroasă de carne pentru pisica sălbatică. Un martor întâmplător în pădurile din Amazon a filmat cum o anacondă a prins un mistreț și și-a aruncat inelele în jurul lui. Nu se va mai putea salva la sigur. Deși prada arată mare, sunt sigur că anaconda o va înghiți de întregul. Noaptea, lupul a sărit gardul la oi și a atacat una din ele. Apucând-o de gât, a început să o sufoce. Doar uitați-vă cine vine. Este protectorul curajos al turmei, care trebuie să salveze oile. Dar n-a fost să fie. Câinele laș stă lângă gard și e frică să facă un pas. Lupul nici nu atrage atenția la el și își continua treaba. În curând apare tovarășul lupului. Cum au de gând să o dea peste gard? Incapabili să facă asta, pleacă cu nimic. N-au putut să care prada după sine. Într-un parc național Mount Baker din SUA, turiștii au reușit să filmeze cum un jder urmărea o veveriță mică. Jocul de aprinsele în jurul copacului a durat undeva 5 minute și nimeni n-avea de gând să renunțe. În sfârșit, jderul are noroc. Prinde veverița și ambele animăluțe cad, dispărând la poalele copacului. Ghepardul a prins o gazelă, dar zgomotul a fost auzit de o leoaică care i-a făcut o surpriză adevărată. Leoaica a atacat ghepardul, care a fost nevoit să se apere și să fugă total panicat. Pisica mare apucă gazela și mulțumită o duce într-un loc calm pentru a o mânca. Urmează un atac incredibil al crocodilului. Reptila a înșfăcat-o pe antilopă fix de nas. Pun pariu că cele 20 de secunde au durat cât o viață pentru erbivoră. A reușit să scape. Nasul e rănit, dar va trăi. Aceasta este o luptă între pinguini și cei mai mari dușmani ai lor, cormoranii. Păcat că pinguinii nu se ajută între ei și când îl atacă pe unul, ceilalți stau și doar se uită. Să fii ultimul pui nu e cel mai fain rol din lume. Biata mamă nu putea face nimic ca să-și protejeze puiul de la pescărușul atlantic flămând. Acesta fură micuțul chiar de sub nasul mamei și îl înghite în zbor. Iată un moment asemănător. Vânătoarea a 3 tigri tineri. Mistrețul se pare că n-are idei ce se întâmplă, iar tigrii fără experiență nu prea înțeleg ce să facă. Nici de cum nu puteau să se lămurească cu porcul gras. În curând vine mama lor și le demonstrează cum să acționeze.
În pădure, în plină iarnă, doi coioți au urmărit un bursuc care nu atingea pe nimeni și se ocupa de treburile sale. Prădătorii l-au atacat deodată, dar bursucul n-avea de gând să se lase bătut. Se opunea și încerca să-și muște adversarei. Coioții au înțeles rapid că, într-adevăr, acest animăluț e mai mult un adversar decât o pradă. Ei se retrag, iar micuțul continuă să-și sape vizuina. Prădătorii încă ceva vreme au zăbovit prin jur, iar peste ceva timp l-au lăsat pe bursuc în pace. Iată încă un atac al crocodilului și o reacție fulgerătoare a unei antilope. Doi tauri se bat undeva pe străzile din Indonezia. Localnicii încercau din răsputeri să-i despartă, dar ei nu atrăgeau atenție la nimeni. La un moment dat, un bărbat curajos reușește să-i liniștească și taurii pleacă. Tigrii de cele mai multe ori evită întâlnirile cu urșii leneși pentru că le cunosc caracterul agresiv, dar de data asta se pare că tigrul n-avea idee ce prezintă în sine acest animal. Pisica se furișează din spate, ursul șocat se ridică în două labe, tigrului nu-i rămâne nimic de făcut decât să fugă. Un moment asemănător. Lupii au pătruns la oi și încearcă să atace o oaie. În ajutor vine un cangal mare. El i-a speriat pe lupi, dar aceștia nu au plecat. Protectorul înțelege că e neputincios. Sunt foarte mulți lupi și încearcă să fugă. Trei lupi s-au lămurit rapid cu prada ușoară. Este un moment mai vechi. Bursucul a venit la o casă pentru a fura niște mâncare din farfuria pisicii. Dar, după cum vedeți, și vulpea e flămândă. Ea nu știa că e rând și s-a apropiat de farfurie. Domnul bursuc n-a răbdat asemenea obrăznicie. După o lecție bună, vulpea a înțeles totul și a fugit. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii care luptă din acest episod v-a impresionat cel mai mult. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!